unde se află comandamentul de iarnă al societății care se ocupă de operațiunea de zăpezire în municipiul Galați. Vrem să vă ținem la curent cu ce s-a întâmplat în privința de zăpezire în ultimele 16 ore. Societatea Ecosal a acționat cu 11 tractoare cu perii și cu lamă, cu 5 sărărițe, dintre care 2 erau prevăzute cu lamă frontală pentru a depărta zăpada și 5 camioane cu lamă, tot pentru depărtarea zăpezii, iar după ora 0 azi noapte am apelat și la 3 autogredere pentru a decongestiona, am depărtat stradul de zăpadă de pe străzile principale pentru a ușura munca tractoarelor care au fost folosite. S-au folosit în timpul nopții peste 200 de tone de material antiderapante. În stoc avem în momentul de față 1202 tone. De la prima oră se intervine și pe partea de trotuare, astfel încât să se îndepărteze gheața după trotuare. Se acționează la decongestionarea feșilor de pietoni și a stațiilor de autobuz. De asemenea, poliția locală a început încă de la prima oră o acțiune pe teren pentru a atenționa agenții economici ca obligativitatea conform HCL-urilor în vigoare să îndepărteze zăpada de pe trotuare. În prima fază se merge pe atenționare, urmând ca după ora 12 cei care nu și-au îndepărtat statul de zăpadă adiacent spațiilor comerciale să fie amendați. Să fie amendați. Nu aș putea să vă zic exact care este cuantumul amenzii.